Controversata parcare supraetajată de pe strada Cuza Vodă din Ploiești a fost dată în folosință. Culmea, deocamdată, șoferii pot parca autoturismele gratuit. Aceasta este decizia luată de administrația ploieșteană. Parcarea a fost dată în exploatarea serviciului de gospodărire urbană, iar în acest moment, pe site-ul primăriei, este afișat proiectul de hotărâre de Consiliul Local pentru stabilirea tarifului și a regulamentului pentru organizarea, exploatarea și funcționarea parcării. Această parcare a fost predată către SGO prin hotărâre de Consiliul Local. Am reușit să facem procesul verbal de recepție și până la finalizarea tuturor documentațiilor prin care decurg în această preluare, am decis să dăm drumul la parcare, tocmai pentru a descongestiona traficul în zona respectivă și a nu avea evenimente neplăcute. E parcarea aproape plină aici la parter. Da, la parter, la etaj încă nu. Vin oamenii, se interesează? Vin, întreabă care o să fie condițiile de preț, de... Da. Deci o să fie plină când se... fie plină, da, 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 sigur. Prima parcare supraterană construită în ultimii 25 de ani de către autoritățile din Ploiești a fost motiv de scandal între locuitorii de pe strada Cuza Vodă și edili. V-ați uitat înăuntru în parcare? V-ați orientat și la un loc de parcare? Păi, acum am venit prima dată, eu aș vrea să parchez undeva la parter, că v-am spus că sunt invalid. Am certificat medicale, eu am probleme cu spatele, cu mijlocul, cu bazinul, cu de toate. Și ce faceți dacă se hotărăște să plătiți, chiar dacă locuiți în zonă? Păi dacă se hotărăște să plătesc, înseamnă că primăria nu și-a angajat, nu și-a respectat angajamentul asumat în adresa transmisă din 2013 și vom da în judecată. Și asta nu e tot. Parcarea nu este bună pentru că a creat un mare disconfort locatorilor din zonă. Mă refer la blocurile de 4, de 5 și de 6. În sensul că ea este construită 30%, deci întreg acest modul, da, este construită în stradă, Cuza Vodă. Deci s-a luat din spațiul aferent străzii Cuza Vodă. Axa șoselei nu mai este dreaptă, cum a fost. Deci acum s-a făcut o curbă. Al doua problemă majoră care este pe această stradă este că de la un capăt la altul, există dungă continuă. Deci nu ai voie nici măcar să oprești ca să descarci bagajul. Dar păi să mai staționezi. Astfel, până la adoptarea proiectului de hotărâre în Consiliul Local, parcarea poate fi folosită gratuit de ploișteni. Are o capacitate de 272 de locuri și a costat municipalitatea aproape 2 milioane de euro fără TVA. Parcarea are demisol, parter și 6 etaje și o suprafață de peste 1500 de metri pătrați.